Galate, în capitolul 2, adăugăm la cuvântul care a fost pus ca temă pentru astăzi, versetul 20 în jos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. O, galateni chipzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca a răstignit? Amin. Vă invit să vă reașezați. Poate văzând cuvântul, unii deja gândiți, iar începe fratele Beni și dă pe noi. Am pe inimă să ne uităm la un cuvânt din Scriptură legat de voia lui Dumnezeu. Și vedeți, dădeam azi dimineața exemplul cu mama care face mâncare și uh, domnul spunea că ne pune o masă bogată. Ar fi neînțelept pentru mine când domnul pune înaintea noastră felul 2, uh, numiți dumneavoastră care vreți și cum vreți, fiecare cum i-ar plăcea. Ar fi neînțelept să vin să pun zahăr, nu? În sarmale să pui zahăr. Păi ai stricat sarmalele sau în cartof pireu să pui zahăr. Așadar, iertați-mă că și felul doi e puțin mai cu acreală. Și o să punem și acritură, să nu fie prea greu. Dar nu vă supărați pe mine. E cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, dacă toate sunt după voia lui Dumnezeu, el ne dă desert. Aia e cu dulce. Și dulcele va fi în împărăția lui Dumnezeu și aici, dacă ne pocăim, Doamne ajută-ne, amin. Vorbind despre voia lui Dumnezeu, aminteam azi dimineață și uh, nu mai intru mult în detalii, ar fi multe alte lucruri de spus, doar recitesc cuvântul din 1 4 cu trei voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, uh, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu, șapte, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Iată voia lui Dumnezeu, de asemenea spusă 1 Petru 4, 1 Petru 1, cu versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți iarăși în pofte, asta vedem puțin mai târziu, ci după cum cel ce va chema 15 este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci, spune Biblia aici, este scris, fi sfinți, căci eu sunt sfânt și zic, Doamne, ajută-ne. Spuneam azi dimineață despre Hristos, Hristos fără sfințire. Oameni care se închinau, dar fără sfințire. În această seară vreau să privim la un alt Hristos, tot în privința voii lui Dumnezeu. A cântat o cântare foarte frumoasă, am uitat cuvintele, că mintea mea, memoria mea e destul de slăbuță, și ceva despre armată. Lupta, cu, lupta, în armata lui Hristos. Frumoasă cântare. Așa, luptă nu da înapoi. Mulțumesc. Și vedeți în armată, armata are această caracteristică. Acum, nici eu, nici dumneavoastră n ați scut armata. Nu știu, frații, n-au o Așa. Uite un frate care a făcut-o, poate mai sunt puțin pe aici. Stați liniștiți că la noi urmează. Ca a vorbit Domnul că se va face chemă la armată. Și dacă Domnul a spus, se va face. Dar la armată, Nimeni nu e interesat să-i facă o ostașului pe plac. Nu-i nimeni interesat să zică, măi, pentru armata noastră creăm cele mai bune condiții. Ducem saltele de cele mai bune. Ducem, nu știu ce, spuneți dumneavoastră. Nimeni nu e interesat, pentru că armata înseamnă disconfort, din start. Armata înseamnă renunțare la sine. Păi dumneavoastră credeți că atunci când uh, mie povesteau bunicii sau alții, Venea numai ca să-și bată joc de ei. Venea câte un, unul mai înalt în grad și când striga culcat, dar afară ploua și afară era noroi și striga culcat. Credeți că ăștia toți aveau chef să se pună culcat? Nu avea nimeni chef să pună culcat. Dar când s-a dat porunca, nu mai contează că ai chef sau nu. Armata e armată. Pentru noi pocăința nu mai e o armată. Deși cuvântul Domnului, dacă bine mi-amintesc, eu spune în Hai să vedem, 2 Timotei 2, versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Dar pentru noi pocăința nu mai e armată. Pentru cei mai mulți pocăința e o plimbare pe bulevard. Eram undeva la rugăciune și punește niște franți din zona noastră și este o descoperire pentru unul dintre franți. Și vasul Domnului spune, frate, te-am văzut mergând pe calea Domnului fluierând și cu mâinile în buzunar. Mai zic, dacă explicam eu prorocului mai bine ca restarea fratelui, nu știam să eu spun mai bine cum a spus-o Domnul. Așa sunt unii dintre noi. Pentru ei pocăința e plimbare pe bulevard. Pentru ei pocăința e fan, socializare. Frații mei, pocăința este armată. Și armata înseamnă suferință. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cui. Dar ostașul face ce-i place lui? Nu face ce-i place lui. Ostașul, indiferent că îi place sau nu, el trebuie să facă ce îi se poruncește. Că îi convine, că nu-i convine. În mod special există o ramură armată numite forțele speciale. Acolo nu se intră decât pe bază de voluntariat. Nimeni nu poate să meargă că îl obligă cineva. Dintre cei care aplică pentru aceste forțe speciale, spun cei care au făcut statistici, undeva la peste 95% sunt respinși. Și ăștia n-au fost chemați de obligație. ăștia au vrut să meargă. Așa de dur este testul. Cei mai mulți sunt respinși. Asta înseamnă armată. Cum a ajuns Biserica lui Hristos? Așa în comoditate. Ne supărăm imediat. Ne au călcat pe picior, nu mai vin la cor. Nu mă pus să cânt eu so so solo, s-a încheiat, să cânte cu cine vrea, domne, gata. Ne supărăm de la nimic. Dragii mei, pocăința e armată. Pocăința înseamnă că Dumnezeu ne dă porunci și noi nu stăm să le negociem dacă vrem, dacă nu vrem. Noi trebuie să le împlinim, Doamne ajută-ne. Apostolul Pavel vorbind despre aceasta, a tras un semnal de alarmă și dați-mi voie să vă amintesc cuvântul din Luca 9, cu 23. Spune: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine. Uite problema în armată. până în armată să te de tine. Să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta înseamnă armată. Un bun ostaș. Acum când vorbim de luarea crucii și iată voia lui Dumnezeu, spuneam azi dimineață de închinare fără sfințire, dați-mi voi în această seară să vă vorbesc despre închinători fără cruce. Închinare fără sfințire și închinători fără cruce. asta e tragedia. Apostolul Pavel descrie această stare foarte bine în Filipeni, în capitolul 3, versetul 18 puteți să vă și notați versetul dacă doriți, că și v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, iată un subiect pe care Pavel îl predica des. Nu știu când am auzit noi ultima predică de aici. Nu doar că îl predica des, când Pavel predica de subiectul acesta plângea, căldurea, era o povară pe inima lui, era ceva care îl smerea mult, v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți, din nou ca și azi dimineață, mulți se rătăcesc, mulți sunt duși în rătăcire, mulți sunt înșelați, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Isus. Nu vrăjmașii ai lui Isus, că aștea toți pe Isus l iubesc. N-au o problemă cu Isus. Ei îl iubesc pe Isus. Eu am fost în India cu ani în urmă, am fost în Irak anul trecut și discutam cu uh, oameni, de exemplu, în Irak, discutam cu uh, musulmani și au zis, oh, uh, Jesus, Jesus, is a nice guy. Oh, oh, îl iubim, cum să nu? Da, dar trebuie să renunți la toți ai tăi să-l primești. O, oh, asta nu. Oamenii n-au o problemă cu Isus. Problema oamenilor este cu crucea lui Isus. Dumneavoastră nu aveți o problemă cu Isus toți îl iubim pe Iisus, am cântat despre Isus, cântăm despre Isus. Știți ce nu prea ne place? Crucea lui Isus. Și Apostolul Pavel, ăsta avea subiectul în multe predici. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași, nu ai lui Isus. ai crucii lui Isus Când eram în India și vorbeam cu oamenii, în India au două milioane de zei. Și să primească în un zeu când le spui, uite, trebuie să primești pe Iisus. O, oh, încă un zeu, păi da, unde sunt două milioane, încă nu ți care diferența. Nici o problemă, nu, 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 trebuie să-i arunci pe toți ai tăi și să le doar pe Iisus. Asta nu se poate, zic ei. Vrăjmași ai crucii lui Iisus. Un subiect care frământa pe Pavel. Un subiect care îl durea pe Pavel. Spunea cuvântul care l-am citit astăzi, Galaten, capitolul 3. O, galateni nechipzuiți! cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos? Cum? Cum este Isus Hristos prezentat de Evanghelie? Doar un om extraordinar, doar un vindecător, doar cel care îți bagă bani în buzunar, care te vindecă că atunci când ai nevoie, nu. Isus Hristos a fost vestit de Pavel ca un, ca un Hristos răstignit, și înaintea ochilor voștri, spunea Apostolul Pavel, eu l-am zugrăvit pe Hristos ca a răstignit. Dar de ce e important asta? Hai să mergem în 1 Corinteni, capitolul 1. M-aș bucura să aveți Bibliile să citim împreună, că sunt multe versete frumoase, și mai ales să vi le subliniați, ca să puteți să le reluați. 1 Corinteni 1, dar hai să mai întâi în 1 Corinteni 2, aceeași pagină, versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Și eu vă întreb, ce caută tinerii astăzi? Care sunt cei mai top-rated predicatori? Băi, ce predicat ras! Băi, ce bine a vorbit! Băi, ce mi-a plăcut! A, Te-ai pocăit? A, nu, da, mi-a plăcut! Ei îi place. O înțelepciune strălucită. Când eram mic, mi-aduc aminte, pricepeam din predici și țineam minte din predici doar întâmplările. Cum am crescut și dumneavoastră ați crescut, nu mai sunteți copii. Să poți să iei teologia, să poți să iei cuvântul lui Dumnezeu, să-l înmagazinezi. Iată, Pavel zice, n-am venit să vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. De ce? Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și nu pune punct și pe el răstignit, că asta nu suportă oamenii. Asta nu ne place azi la tineri, să vorbești de un Hristos răstignit. O, Iisus Hristos, îl iubim, dar trebuie Hristos răstignit. O să vedem de ce nu ne place. Eu însumi când a venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. L-ați fi chemat la conferință, pe Pavel. L-ați fi votat? Câte voturi primea? Vine Pavel și tremură aici în fața bisericii și zice, bă, cine l-a dus pe ăsta aici? Și era Pavel. Și zice el, eu n-am căutat să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu înțelepciune strălucită. Noi asta căutăm. Pavel a spus, nu, eu am fost fricos, slab, plin de cutremur, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, și aici e secretul, ci pe puterea lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! Și acum mergem în capitolul 1, 1 Corinteni 1 cu 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, și să vestesc, nu cu înțelepciunea vorbirii, să reia, ca nu cumva, crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Dragii mei, eu pot să vin să vă spun întâmplări frumoase. Am fost în Africa, am fost în India, am fost în Irak, am fost în multe locuri. Pot să vă spun care, care, cu care, să vă țin o oră jumate atenți. Și plecați de aici și spuneți, m-a fost extraordinar cine a spus omul ăla și nu facem nicio schimbare și am pierdut timpul degeaba, ba mai mult ne strângem o sândă. Pavel zice: Eu n-am căutat să vestesc Evanghelia lui Hristos cu o înțelepciune strălucită, pentru ca nu cumva, nu Hristos să fie zadarnic, crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Dar ce problema ai, frate Pavel, cu crucea aceasta? Predică pe Hristos. Noi vrem să auzim de Hristos. Când despre Hristos, nu. Pavel nu predica pe Hristos. Pavel predica pe Hristos și el răstignit. El predica crucea lui Hristos. Care nu, nu prea ne mai place astăzi. Fiindcă, și acum auziți, 18. Fiindcă propovăduirea crucii, nu a lui Hristos, a crucii, este o nebunie. Până ce am, până ce am predicat asta, ce au spus și frații, și am predicat, ți-a trecut prin cap gândul ăsta că am furat curent cu ziceam mai dacă ceea ce vorbim din Evanghelie ți se pare o nebunie, ascultă-mă, uite ce spune Biblia, propovăduirea crucii e o nebunie, propovăduirea Lui Hristos, păi ne place, n a fi nicio problemă cu asta, ne place. Propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul ce vestire, ce predică, care propovăduire a crucii lui Hristos, a Hristosului răstignit, aceasta e puterea lui Dumnezeu. Altfel, e informare, cum se spunea azi dimineață. Dar crucea lui Hristos aduce transformare. Doamne ajută-ne! Versetul 22. Iudei într-adevăr, nu în grecii caută înțelepciune și noi la fel, ba într-o parte, ba alta vrem povești, vrem lacrimogene și găsim pe internet câte vrem. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care din nou spune, care pentru iudei este o pricin de potignire, pentru niamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. V-am pierdut până aici? Cred că nu. Slavă Domnului! Propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu. Dar care e problema cu această propovăduire? Îmi vine în minte cuvintele din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, și mai departe, nu le citesc câți multe, acasă aprofundați. Versetul 4, vânzători obraznici îngânfați, Iubitor mai mult de plăceri, dacă nu ne întoarcem aici, decât iubitor de Dumnezeu. 5. Având doar o formă de evlavie, și iată problema, dar tăgăduindu-i puterea. Propovăduirea crucii lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea unui Hristos fără cruce este o formă de evlavie. N-are putere. N-are putere. Că puterea Evangheliei stă în propovăduirea crucii. Dați-mi voi acum să vă spun mătorul lucru. Acest Hristos fără cruce e foarte ușor de primit, e foarte ușor de urmat, e plăcut. E plăcut să urmez un Hristos fără cruce. Că un Hristos fără cruce nu mă cheamă pe mine la cruce. Dar un Hristos răstignit îmi spune, cum îți citeam Luca 9 cu 23, leapă -te de de tine, ia-ți crucea și urmează-mă. Asta înseamnă pocăință, nu cu mâinile în buzunar plimbări, nu. Pocăință înseamnă să-ți iei crucea, să o pui pe umăr și să mergi după Isus. Și crucea aceea, credeți că uh, romanii s-au chinuit să o șlefuiască așa bine, frumos, ca să, -aibă, să nu cumva să-l doară pe Domnul Isus. Eu fi pus o pătură sub umărul Domnului Iisus să nu cumva să-l doară? Nu. No. Crucea ce a tăiat greu, a păsat greu în numărul Domnului Iisus. Ia-ți crucea și vină după mine, spunea Domnul Iisus. Dintre cântările vechi care mie îmi plac, este o cântare foarte frumoasă, dar nu sunt de acord cu un vers, l-am schimbat, spune versul acela, căci drumul cu spin netezește Hristos, uneori da, uneori nu, ne poartă și crucea așa cum ne-a spus. Și acum eu vă întreb din Biblie unde scrie asta? Unde scrie în Biblie că Domnul ne poartă crucea? Că eu v-am citit că tu trebuie să-ți porți crucea, eu trebuie să-mi port crucea. Și am cântat eu spunând, ne ajută la cruce, da, asta e biblic, dar nu ne poartă crucea. El și-a purtat crucea lui și eu trebuie să port crucea mea pe urmele pașilor lui, Doamne ajută-ne. Dar astăzi ne place un Hristos fără cruce. Voia lui Dumnezeu este un Hristos răstignit. De aceea Pavel spunea în Galateni că cine va fermecat? Și spune acolo în capitolul 3, versetul, versetul 3, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Am început bine, am început și am renunțat. Cât să am cunoscut când s-au întors la pocăință, au scos afară, au scos afară inele, au scos afară lansuri, au scos afară tot, televizor, tot, tot, tot. Ca mai târziu, rând pe rând, să le bage înapoi. Fiecare după pofta inimii. Când ne-am pocăit, am renunțat la multe. De dragul lui Hristos, ca mai apoi, rând pe rând, să le luăm înapoi. Ce s-a întâmplat? Știți ce se întâmplă? Ni se pune în față un Hristos fals, și tentația noastră că e ușor de urmat un Hristos fals, un Hristos fără cruce, nu trebuie să te chinui, poți să-L urmezi ușor. O, spune, sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul cu răstignire. Vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Îți dai seama ce pericol este ăsta? Îți dai seama că atunci când te-ai pocăit, ai renunțat la tot, ți-ai închis contul ca la trei luni să-l deschizi iară? De ce să-l deschizi iară? Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 6 și Biblia vorbește, uitați-vă ce înseamnă secretul crucii lui Hristos. Și asta e cheia mesajului din seara aceasta. Galaten 6, versetul 14. În ce mă privește, spune Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. Dar, Pavel, de ce nu te lauzi cu Isus Hristos? Că noi asta cântăm toată ziua. Hristos în sus, spune poezie, cuvântul sus, cuvântul jos, cuvântul îl frământă, dar însă nu cu un de deși ei predică și cântă. E strigă într-una, un de lemn, ulei în adunare, dar roade nu găsești în pom cât ar fi de mare. De ce, Pavel, nu te lauzi cu Hristos? Nu, Pavel zice, eu mă laud cu crucea lui Hristos. Pentru că în crucea lui Hristos s-a întâmplat ceva. Și auziți ce s-a întâmplat? Prin care? Prin crucea lui Hristos, Prin care? lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. De aceea Hristos cu cruce e greu de urmat și un Hristos fără cruce e tare bine primit. Poți să te tunzi cum vrei, poți să-ți lași perciunii cât vrei, poți să te vopsești cum vrei, poți să faci ce vrei. Hristos fără cruce. Da, dar să îți și firea pământească. S-a ajuns să spui ca Pavel, cu 20, Am fost răstignit împreună cu Hristos. Pavel zice în felul următor La crucea lui Hristos s-a întâmplat ceva. Crucea aceasta lui Hristos s-a pus între mine și lume. Și de azi înainte eu nu mai am niciun punct comun cu lumea. Nu mai am plăceri lumești. Nu mai am căutări lumești. Nu mai am gânduri lumești. Pentru mine lumea este o străină prin crucea lui Hristos și lumea e străină față de mine și eu față de lume. Este așa viața ta? Sau ai dat crucea la o parte și ne-am apropiat puțin și încă puțin și ne apropiem de lume? Ce înseamnă răstignirea aceasta? Dar bine, răstignirea aceasta este esența Evangheliei. Eu știu că eu predică mai greu, am spus felul de puțin mai greu. Dar asta e esența Evangheliei. La crucea lui Hristos s-a întâmplat ceva extraordinar. Mântuirea noastră, dar nu mai atât. Um, capitolul 2, versetul 14. Iată, la crucea lui Hristos. Hai și 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce a iertat toate greșelile. Asta s-a întâmplat la cruce. Auziți, a șters, zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Ca astăzi vin și spun oamenii, măi, voi ăștia sunteți legaliști, voi toată ziua numai asta, știți asta, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Și ce le place la unii să ne numească legaliști? Nu, nu suntem legaliști. Pentru mântuirea ta s-a dat Iisus Hristos și nu-i nevoie nimic altceva. Dar dacă ai fost mântuit, dovada că mergi după Hristos este că între tine și lume s-a pus o cruce prin care tu ești răstignit față de lume și lumea față de tine. Și dacă nu e așa, mergi după un Hristos fals urmez un Hristos fals, asta e tragedia. Dacă aș putea să ajung la inima voastră, dacă aș putea să, să dar mă rog ca Domnul să atingă inimile noastre, că la cruce s-a întâmplat ceva, nu doar atât, a dezbrăcat domniile 15 și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor. Cum? Prin predică? Prin cântări? Nu, biruința asupra diavolului se face la cruce. Hristos l-a biruit pe diavolul pe cruce. Acolo a primit biruința și eu și tu. Frații mei, nu există o cale pentru Hristos și o alta pentru noi. Nu există două căi. Calea pe care a trasat-o Hristos e calea pe care trebuie să o urmăm. Dacă vrem să ajungem în cer, numai că ispita care i-a fost pusă înainte Domnului Isus, ne-a pusă și nouă în fiecare zi. Matei 27 spune cuvântul Domnului, versetul 39, trecătorii era Iisus pe cruce. Vă amintiți chiar din Matei capitolul 4, când Domnul Iisus este, este în pustie, vine diavolul și îi propune o mântuire fără cruce. Zice diavolul, închină-te mie și tot ce vezi e I-a propus diavolul un succes, un drum de succes fără cruce. A venit Petru la un moment dat și când Iisus vorbea de cruci de suferințe, Petru zice să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple lucrurile astea. Și Domnul Iisus respinge ispita aceasta a Hristosului fără cruce, a unei biruințe fără cruce și spune, înapoi a mea satano, nu există o cale pentru noi și una pentru Hristos. Matei 27 cu 39, în cele mai grele momente, spune pe cruce, trecătorii își joc de el, ziceau, tu care strici templul și zidești la loc, mântuiește dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Iată ispita cu care a fost confruntat Hristos la cruce. Dă-te jos de pe cruce. Și atât apost, și atât lege, și atât porunci. Dă-te jos de pe cruce. Păi cum poate un ostaș să iasă din armată? Poate un ostaș la un moment dat să spună, domnule, pe mine nu mai interesează de poruncile tale generale sau cine-i fi, eu fac ce vreau. Păi ajunge la curtea marțială. Nu există așa ceva în armată. Iisus a fost confruntat cu o mântuire fără cruce. Ce frumos spunea cineva. Hristos domnește de pe cruce. Tronul Universului este la cruce. Știți de ce? acolo a primit Hristos biruința, acolo primesc și eu și tu biruința. Este singura noastră șansă, singura noastră șansă să ajungem răstigniți împreună cu Hristos. Și dacă nu va fi așa, trăim o viață aici cum vrem noi, mai lăsați-mă bă în pace. Ziceau acolo și la mine în zonă, nu merez bă la ala, și e merez la ala, mata știe. Nu doar atât. Te uiți în jur biserici care se înmulțesc repede. Domnul explodează la număr. Eram la noi și într-o seară a vorbit domnul acolo puții că suntem în Buzău. Ați fost, mai, unii dintre voi ați la noi. Vă mai așteptăm. Nu veniți toți deodată, că ne băgați în faliment. Dar a, a vorbit domnul într-o seară că sunt unele turme care se înmulțesc. Nu eu le înmulțesc, zicea domnul, nu eu le mulțesc. Dacă te uiți, păi și frumosii, plini de tineri, extraordinar, mergem și noi. Că e tare ușor de urmat și primit un Hristos fără cruce. Îi spita aceasta, dă-te jos de pe cruce. Voi ați auzit expresia în german, nu știu, sau în limba voastră, dar știu în românește. Zice, auzi, nu mă făcă, că las pocăința 5 minute deoparte și știți ce urmează, nu zic eu, să nu dăm idei la unii. Pocăință fără cruce. Păi cum? Noi ne dăm jos de pe cruce, ne urcăm pe cruce, 5 minute ne dăm jos, dăm bătaie la unul și ne urcăm înapoi. Păi ce pocăință e asta, fraților? Sau pot să mă duc într-un parc să mă pup cu nu știu cine și apoi vin apoi la stăruință? Ce pocăință e asta? Vă spun ce pocăință -i? Un Hristos fără cruce. Hristos fără cruce. Este ispita care a fost pusă înaintea lui, și ispita care va fi pusă înaintea ta și înaintea mea. Dă-te jos de pe cruce. Spunea frată că în fiecare biserică sunt particularități Când într-un într cerc de tineri, de fete, de băieți, dintr-o biserică, Domnul cercetează pe unul sau pe o, o soră, sau pe un tânăr, să intre mai mult în post, să se zmeriască mai mult și când ne zmerim, trebuie să dispară, să cadă de pe noi unele lucruri vin ceilalți și spun, auzi, dar ce, tu ești mai sfânt, toacă? tu ești mai sfânt? Tu singurul mai sfânt? Și întotdeauna e diavolul acolo. Auzi, ce atâta cruce? Prea multă cruce! Lasă mai ușor! O, oh, ce bine primiti! Și Pavel spunea, sunt mulți care se poartă ca vrăjmaș ai crucii lui Hristos. Nu e din birturi? Nu. No. Pe aici, prin bisericile noastre, Oameni care dacă le vorbești de Hristos, o, oh, aleluia, se bucură, îi cântă, îi se leagă, ne? dar când le spui de crucea lui Hristos, să încheie cu poftele lumești, cu lucrurile lumești, parcă i-ai lovit, îți gata să te la bătaie. Și deci, un frate, auzi, dacă te iei de mine, mai înghit cu mai înghit, dar de te iei de copiii mei, ai încurcat-o. Poftim. Poftim Hristos cu cruce. Poftim un om răstignit. Merge la la, la, la comitet, când îi întâlnea de comitet, dă cu pumni în ușă. Îmi spunea cineva, băi, era să ne rădărâme eu ușa. Auzi, pocăit cu cruce. Nu, e pocăit fără cruce. Dar e tot pocăit, zice el. Și el merge după Hristos, cum pe Iisus îl iubesc. Pe Iisus abia aștept să fiu cu el. Numai că fără cruce nu se ajunge în cer. Care-i problema acestei cruci? De ce e importantă crucea aceasta? Spunea Galateni Galaten 6 cu 14, prin cruce eu am fost răstignit față de lume și lumea față de mine. Galateni 5 cu 24, după ce enumer acolo toate, așa, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, cu ce? Împreună cu patimile și poftele ei. Uite Hristos cu cruce și uite pocăit cu cruce. O, dar eu vorbesc în alte limbi. Poți să vorbești în toate limbile existente. Dacă nu ți iei crucea după Hristos, n ajunge în cer. Crucea lui Hristos înseamnă că eu am fost răstignit față de lume. Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei Și trăiesc, dar nu mai trăiesc cum vreau eu Nu mă mai uit la ce vreau eu, nu mai ascult ce vreau eu Dați-mi voie să vă spun, voi ascultați exact ce vreți voi Voi vă uitați exact la ce vreți voi Și eu și voi la fel Noi ne uităm, Noi... hai să nu mă duc dincolo Rămânem la, uite, îmi pun o predică Intri pe YouTube și pui o predică. Vrei să spun pe cine pui? Pe acela care îți place. Uite, 2 Timotei, capitolul 4, zice versetul 3. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Ești cu 1 Corinteni, 1 ce citeam? Nu le place cu cruce. Ei vor gândi la urechile, la us. Mănâncă în urechii, ceva să audă uh, lucruri plăcute. Plăcute cui? Lui Dumnezeu? Nu. Plăcute lor. Să audă lucruri plăcute Își vor da învățători După Poftele lor Nu doar atât Își deci vor întoarce, urechea de la adevăr se vor îndrepta Spre istorie siri închipuite Că de fapt, dragii mei Asta e problema creștinismului fără cruce Un creștinism Trăit în patim și în pofte Și la aceasta vă chem în seara aceasta Să ne răstignim pe crucea lui Hristos. Să renunțăm la patim și la pofte. Hai să mergem puțin în Vechiul Testament. Jumate gata, predica, stați liniștiți. Vechiul Testament, numer capitolul 15, unde spune cuvântul Domnului, versetul 37 în jos, că le-a poruncit Dumnezeu lui Moise și poporul Israel să-și facă niște ciucuri la veșminte. Nu știu dacă înțelegeți termenul, citiți în Biblia dumneavoastră, dacă nu știți în românește exact termenul și veți vedea. Numer 15 cu 38. Să-și facă niște ciucuri în colțurile veșmintelor. Când veți vedea 39 ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați. Uite care e problema! de atunci e problema să nu rămas după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri aici e problema de fapt problema aceasta e la început că Eva spune în, în Geneza, în capitolul 3 s-a uitat, a venit diavolul, i-a vorbit zice deci versetul 6 femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de pri. dar de unde eu știu că e bun de mâncat? l-au gustat? Nu! Dar i-a plăcut, când s-a uitat la el, i-a plăcut. Cum este cât e o fată, băi, l-a văzut, nu mai poate, gata. Nici teme, nici teză, s-a încheiat. Nu mai poate gândi. Nu știa un băiat, băi, când am văzut, am transpirat tot. E asta e pocăință, nu? Nu, no, e poftă. E poftă. E pocăință. A văzut că era bunle de privit. Plăcut, o văzut în, în, în revistă poza lui Messi sau unde o văzut-o și mă fac și eu ca Messi. Au părut bărbile prin, prin bisericile noastre. Asta știu că doare, dar iertați-mă. Păi dacă ați luat-o din Biblie, nicio problemă. Dar a venit Messi cu barbă și au început toți cu bărbi. E frații mei, unde e răstignirea crucii lui Hristos? Unde e răstignirea care trebuie să fie? Eu față de lume n-am nimic cu lumea și lumea cu mine să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri spunea cuvântul Domnului în 1 Ioan vorbind despre aceasta vers capitolul 2 versetul 9, 15 Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume îți place câte un film îți place câte un meci nu iubi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, iată lucrurile lumii. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții și acestea trei sunt plini, plini de ele între noi, în familiile noastre, în bisericile noastre. Pofta firii pământești. Ați cântat frumos aici în față cântări, o cântare, Că le vedem, le auzim, eu să atent la cuvintele cântării și uneori văd prea multe, mai trebuie să închid ochii, să mai văd atâtea. Dar ați cântat, Duhul Sfânt mă călăuzește în fiecare zi. Băi, frumos! Și am zis, amin! Dar când văd pe o soră cu, aici cu alb pe unghii în față, dăm mi voi să te întreb, supăra, Duhul Sfânt ți-a spus să-ți faci așa? Dar dacă cântăm, Duhul Sfânt ne călăuzește. Ia... V-am spus că vă puțin murături ca să nu fie prea greu. Duhul Sfânt ne spune. Când mergi la șifonier, hai să luăm la surori, și așa la băieții problema. Mergi la șifonier și deschizi șifonierul. Și acolo, așa, stă, se apleacă dulapul câte, câte rochi ai, câte haine, domnule, nici nu mai știi câte ai. Și zici, cu ce mă îmbrac eu azi la tineret? Și apoi începe, asta, asta și asta, nu-mi place. Asta, asta mă face babă. Asta, asta. Și când îți alegi o rochi, eu întreb, L-ai întreba pe Duhul Sfânt? Să spui, Doamne, din toate rochile acestea, cu care ți-aș fi cel mai, cea mai plăcută ție? Uite răstignirea firii pământești. Uite răstig Când te dai pe la ochi cu ceva, l-ai întreba pe Duhul Sfânt, Doamne, cu ce culoare să mă dau la ochi? Dar nu zâmbiți, fraților, tineri dragi. Păi, când vine și unul și ne treabă, frate, cât să fie fusta? Și m-a săturat de întrebările astea. Și într-o zi a spus unei tinere, măi, întreabă-l pe Domnul, întreabă-l pe Duhul Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 3 cu 16, 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în suflet, în, trup, în Duhul vostru. Întreabă-l pe Duhul Sfânt. L-am întrebat. Și ce-o zis? O să mă las să mă vopsesc. Păi dacă îl ți-o spus, m-aș mira. Că eu în Biblie n-am găsit asta. Am dat niște exemple ca să vă fac să înțelegeți că ori trăim după plăcerea noastră, ne îmbrăcăm cum vrem noi, ne tundem cum vrem noi, sau voi vreți să-mi spuneți băieții că pantalonii strâns de crapă pe voi îți, îți plăcuți Duhului Sfânt? Nici nu poți să-i dai jos, trebuie să dai doi de ei ca să-i dai, să dai jos. Iertați-mă! Cum, cum, poate să fie plăcut Duhului Sfânt așa ceva? Eu trebuie să-L întreb, Doamne, cu pantaloni aceștia. Mă duc prin biserică asta și văd, într era într-o biserică, când vine de acolo, dintre unul, vine, 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 costum frumos, tot costum, cămașă, călcată, mă rog, cum era, veston, pantalon, costum, adidas și albi. Păi, frate, dar nu merge, mă! La noi, la biserică în Buzău, Biserică de romi. Aveam Avem un frate de Codin. Și în, el tot venea cu pantofi albi la biserică. Și am tăcut că tăcem și noi tăcem. Dar cât să tăcem? Și am tăcut și am tăcut până în ziua spus frate Codin. Tu nu vezi că ești singurul care vii cu pantofi albi? Ce vrei să arăți? După aia și-au schimbat pantofii și-au deschis și -o cămașa. Mă închideți cămașa. Ce vrei să arăți? Cui vrei să arăți? Dumneavoastră, când vedeți cu șosetele alea de să papuc. Nici nu știu dacă are șosete. Ce vrei să arați? Lor vrei să arăți. Și acum am să spun ceva ce o să doară. Nu lor vrei să arăți. Sunt alții care vor să vadă aia. Homosexuali. Da. asta e tristeția. asta e tragedia. Și e așa de ușor de urmat un Hristos fără cruce. Ne place. Și atât facem reformă spirituală, facem, cântăm cum că e, gata tot. Păi, frații mei, biserica e armată. La armată există un conducător. În armată nu fi. Ii veneam, plecam din București cu avionul undeva și am văzut niște soldați. Cred că au fost din NATO, au fost la schimbul care l-au avut în România. Se îmbarcau. M-am uitat. Cum am știut că soldați? Cum credeți că am știut că soldați? Avea câte unul sau o coamă din aia pe mijloc? Nu! Toți erau tunși și îmbrăcați la fel. Toți! Bocanci, eu nu mai puteam de cal, bocanci, pantaloni groși, tot! Părul prins la femeile care erau în armată, toți la fel! Păi și cum biserica nu e armata lui Hristos? Păi și cum a ajuns armata lui Hristos să arate în toate felurile? Știți cum? Fiecare după pofta inimii. Să nu vă lăsați stărâți de poftele voastre, spune Ezechiel, capitolul 33, versetul 30. Aici e un lucru interesant și dați-mi voie să fac o paranteză aici. Ezechiel 30, 33 cu 30. Fiul omului, copiii poporului tău, Vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor. Și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți, dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Ziceau frumos? Bă, foarte frumos ziceau. Uite, hai la predică. Uite, vine cu tare, hai să ascultăm. Hai să auzim o predică bună. Nu doar atât că ziceau, deci Zice și 31, și vin cu grămadă la tine. Păi care predicator nu-i place să aibă o grămadă de oameni să-l asculte? Vă spun eu, la toți ne place. Toți vrem. Mă duc unii la noi, la Buzău, eu și încă trei surori sau patru surori. Dar să predici la 100, 200 e mai frumos. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu. Păi și să ascultători buni, își iau notiții dacă trebuie. Și ascultă cuvintele tale până aici, nota 10. Și unde vine corigența? Aici. Dar nu le împlinesc. Și acum, după cuvintele care au fost puse în, și dimineața și în seara asta, câți dintre dumneavoastră veți împlini? Câți dintre dumneavoastră vă veți descotorosi de tot ce înseamnă firea pământească, pofte, patim, să arunci jocurile la gunoi, să închizi conturile, să închizi conturile la muzica aceea care nu-i place Domnului? Sau vei rămâne, mă, m-a predicat bine. Unii știu că vei spune, bă, a vorbit prostii. Nu, asta este, e ok, nu-i problemă. Dar venim, ascultăm, ne place. Ascultă ca popor al meu. Dar nu le împlinesc, că și cu gura vorbesc dulce de tot. Într-o seară, într-o miercuri seara la noi, la, acolo unde avem Biserica Lazarului le-am spus la măi, nu mai ascultați predici pe internet. Puh, s-au supărat pe mine. Zice un frate, frate, cum să ne ascult? Că uite, numai altă seară am ascultat pe fratele Cristi, am plâns jumătate de oră. Păi când l-am auzit, ce să i spui dacă omul a plâns? Omul a plâns, a plâns. Dar Duhul Domnului mă pune să-l întreb, dar te-ai împăcat cu cum ta? Și zice, nu. Mă, da, de cât timp ești certat cu ea? De patru luni. Mă, da, ea și-a cerut de iertare că cum, atunci când s-au certat cum nata lui nepocăită, acum s-a Atunci atunci nepocăită, a venit, s-a pus în fața bisericii, în genunchi înaintea lui și a cerut iertare. Și eu eram de față. Și îi spun fratele nostru, pocăit, tu nu spui, te rog să mă ierți. Să așa, Mă, da, ea s-a pus în genunchi. Da, așa au plâns la predică, ce frate așa am plâns, ce amăgire, ce amăgire. Dar nu plâng unii că predicăm noi. Sau plâng unii că predicăm noi. Au plâns când a predicat un înger. Vă amintiți judecător doi? Citiți acasă. Predică un înger și ăștia încep să plângă acolo de au pus numele bisericii locului acelea. Cum i-au pus numele? Ce bochim. De ce? Nu mai biserica Elim, biserica Bochim. De ce? Băi, acolo se plânge. Au plâns până au pus locul lui numele acelea Bochim. S-au schimbat? S-au schimbat cu ceva? S-au dus acasă și au făcut exact mai departe la fel. Asta e tragedia. Avem predici. Îl întrebe un tânăr, tu ai părtășie cu Domnul? Și zice, da, patru ore în fiecare zi. Păi, frumos, slavă Domnului. Patru ore, nu-i puțin. Ce faci tu în timpul de părtășie cu Domnul? Ascult predici. Îmi zicea cineva, frate, o mie de predici am ascultat. O mie de predici. Și îi spun: La ce-ți-a folosit? Că uite ce probleme ai în viața ta și ce probleme avea în viață. Dumneavoastră, înțelegeți că ascultăm după pofta inimii noastre, ne place. Băi, predică bine, am plâns. Dacă nu te-ai schimbat, va fi încă un cuvânt de mărturie în ziua judecății: Doamne, păzește-ne. Dumnezeu ne cheamă nu la informare, la transformare. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i doar să ne informeze, El ne aduce mântuirea și când îl acceptăm ne transformă. Vin cu grămadă la tine, vorbesc cu gura dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Mergem în Noul Testament, vă dau câteva versete și închei. Spunându-vă că trăirea după pofte cum se trăiește astăzi, trăirea după pofte înseamnă un Hristos fără cruce. Și un Hristos cu cruce care mă cheamă la răstignire, înseamnă să-mi răstignesc firea pământească cu patimile și poftele ei. Marcu, în capitolul 4, când Domnul Iisus dă pilda semănătorului, spune în felul următor, versetul 19, cei care sunt înfășișați prin sămânța cu spini aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, și acum auziți, și poftele altor lucruri. Nu știu ce îți place ție. Unul zice, mi-e -mi place la pescuit. Anunțam, anunțam la noi în biserică, cu un timp în urmă, câțiva ani în urmă, că o să avem stăruință. Și când am anunțat, după o lună și ceva înainte, a venit seara stăruinței, îl întreb un frate, tu nu intri la stăruință. Știam că nu i cu Duhul Sfânt. Și n-am avut timp să mă pregătesc. Dar foarte interesant, când îl cheamă vecinul la pește, într-o oră are și râmele, are totul pus, totul e gata. Plecăm, plecăm acum! Știi de ce? Că e pofta inimii. E poftă. Pentru asta suntem gata imediat. Și-au luat sculele, te cheamă la fotbal, n-ai tu timp de rugăciune, n-ai citit Biblia de, de zile întregi, dar la fotbal, măi, cum ai timp? Cum ai timp? Știi cum? E pofta inimii, e o trăire în pofte, poftele altor lucruri și acum ascultați-mă că toți vom pleca de aici în seara aceasta și cuvântul acesta, dacă nu răstignim poftele, va fi înnecat de aceste pofte. Înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care neacă cuvântul, cuvântul a fost bun, Domnul a dat un cuvânt bogat, uite cum Domnul a vorbit de dimineață, prin frați, prin tot ce a fost. Dar dacă nu îmi răstignesc firea pământească, vin poftele și neacă cuvântul, merge acasă, deschizi Netflix și tot ce a construit Dumnezeu într-o zi de conferință se duce în jumate de oră de film. Tot. Și apoi ne, ne întrebăm, de ce n-am putere? Pe păi cum să ai putere? Că nu ți-ai răstignit firea pământească, poftele altor lucruri care neacă cuvântul. Iată chemarea lui Dumnezeu, Roman capitolul 13, versetul 14. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purătați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Ca aici e problema, Beți cafea. Asta e un alt subiect dureros. Eram în țară undeva plecat recent și când mergeai vreo 30 de kilometri, domnule, cafenele pe stânga, pe dreapta. Și am întrebat pe un frate în zona și a mă, dar eu știam că aici la voi îți mulți pocăiți. Cine bea atâta cafea? Dar eu știam răspunsul. Pocăiții. Și când vrea să postească, la ora 12 îl doare capul. Știi de ce? n-a băut cafea. Asta spune Biblia. Nu-i păcat să bei cafea. Nu-i păcat. Eu personal nu beau că bunicul meu a fost -a, a, a fost, a, băut foarte multă cafea. Alții din familie nu puteau să postească din cauza cafelei. Eu am zis, decât să ajung așa mai bine, nu încep. Nu-i păcat cafeaua. Știi ce e păcat? Ei dai firii, dai și când vrei să postești, îți scrapă capul de, de, durere. Frate, nu pot să postez dacă n-am băut cafea. Nu mai zic că la unii dintre tine, la ora 10 deschide primul ochi și frate, trebuie să beau cafea, o altfel nu ai cu cine să vorbești. Și o cafea peste jumătate de oră deschide al doilea ochi. Atunci am mai discut cu cineva. Păi ce -i asta? Asta e armată? Nu, asta este o trăire în pofte. Nu te oprește Dumnezeu să bei o cafea, bia. Dar ai grijă că îți va fi greu să postești. Dacă o pus de pe tine, e păcat deja. Și Biblia asta spune, nu purta grijă de firea pământească. Dumneavoastră observați, lumea în care trăim toată e orientată înspre pofte. Sunt studii de milioane de dolari făcute să ne atragă privirile. Că eu într-o zi m-am dus cu copiii mei la KFC, i-am scos la mol la oraș, este în la țară, la pădure. Se vede pe mine. Și i-am scos la oraș și m-am dus să dăm dați-mi o găletuță din aia cu aripioare picante. Păi, când ai văzut poza, deja nu mai poți, frumoasă e mare, domnule, cât pumnul zici că e. Și când îmi dă să am uit la găletuță, zic, mă, nu număra bine. Erau 20 de bucăți, cât deget, așa. M-am dus, zic, Doamne, nu vă suprați, uitați-vă acolo, uitați-vă aici. Cum se poate? Dar știi care e problema? Când ți-o arătat aia, tu ai început să salivezi. Pofta, gata, ești terminat. Și apoi îți vinde o sfert. Că studii făcute te prinde cu pofta. Ce fericit e cel care se poate înfrâna el trece pe lângă el și eu postesc astăzi. Un frate în America povestea, s-a apucat să postească și uh, și măi, eu nu știam câte covrigării s-au deschis până am început să postez. Când am început să postez, zice el, domnule, parcă la fiecare cost deschis o șaurmerie, o covrigărie. De unde atâtea? Știi de unde? Când a început să postească, a venit pofta și a început stomacul să-l chinuie. Cu cât purtăm grijă de stomacul ăsta, Spune o vorbă înțeleaptă, stomacul este un servitor excelent, dar un stăpân drastic de rău. Cu cât porți grijă, cu atât îți va face mai multe probleme. Nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Adaug aici ce citeam din 1 Tesalonicen 4, unde spuneam versetul 3, voia lui Dumnezeu și sfințirea voastră să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Dă-mi voi să te întreb. Când stai la nuntă, domnișor și domnișoară de onoare, de ocară, cum zicea cineva, când stai la nuntă, tu necăsătorit și ea necăsătorită, tu vrei să-mi să spui că n-ai nicio poftă? Numai dacă ești bolnav. Numai dacă ești bolnav. Tu vrei să-mi spui că la 18 ani, fără post, fără răstignire, păi ești ca, eu am niște capre și am luat un țap la ele. Păi ăsta e hrănit bine, tot anul, nu mâncat când l-a băgat la capre, nu vă spun mai departe ce se întâmplă, știți ce se întâmplă. Păi așa sunim. Când l scăpat între fete, s-a încheiat cu el, nu mai și-a pierdut mințile. Mânat de pofte, chinuiți de pofte, chinuite de felorite pofte, spune Biblia. Hristos fără cruce și spune, nu purtați grijă de firea pământească, dar tot ce a pus diavolul în jurul nostru, e să ne stârnească poftele. De aceea nu e înțelept să stai două ore în biserică să te afișez că intri pe, cor pe, coridor până aici în față și te așez băiat și fată, 20, 29, 19 ani, 21, 22 de ani, ei nelogodiți, necăsătoriți, domnișor de onoare. Păi dar nu mai ce, e acolo, ce? Spunea un tată, un, un, băiat, revoltat tatălui lui, ce tată, că tata nu vrea să lasă neară cu mașina, cu, doar el cu mașina, cu prietena lui, și el zice, băiatul zice, ce tată, n-ai încredere în mine? Și tata zice, n-am încredere nici în mine, dar în tine. Băi, înțeleaptă vorbă, înțeleaptă vorbă. Trăire după pofte. Fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. În urma la tot ce a construit diavolul în jurul nostru, pornografie, reclame, intri pe internet și dacă n-ai intrat în mai imediat apare, să dai click. În urmă la toate acestea, știți care e rezultatul? O trăire în pofte. De aceea, la, la, nivele ca niciodată, sunt biruiți băieții de pornografie, sunt biruite fetele de pornografie și Ajung unii până acolo când spun, frate, de atâtea ori am fost la mărturisire, de atâtea ori am fost, nu cred că mai pot să scap. Nu cred! Pentru mine nu mai este scăpare. Acolo e duce diavolul. Vreau să spun în seara aceasta, pentru tine este scăpare. Amin. Dar trebuie să vii la Iisus. Amin. Trebuie să-ți răstignești firea pământească. Amin. Trebuie să te pui să postești. Postul? Ce post astăzi, că astăzi că s-auzi de post, cum unii când aud de post, că anunță frații, fraților, marți avem post, îi doare capul deja. Deja de. i-au luat de cap. De ce? Că e o trăire după pofte. Și apoi te miri că un berbec bine mâncat, bine îngrijit, domnule, tot a o cola, a un spar semințe. Cum să fie să se stăpânească? Cum să se stăpânească? Păi spune în proverbe, deodată a început să meargă după ea, ca bou care merge la măcelărie. Cum să se stăpânească? N-are cum să se stăpânească, că e trăire după pofte. Ca să te poți stăpâni, trebuie să începi să postești o zi pe săptămână. N-ai primit biruință și încă ai căzut, ia două zile. Și n-ai primit biruință și încă ai căzut, ia trei zile. Și n-ai primit, ia patru zile, ia până la te usuci dar măcar îți salvezi sufletul, pe biruința supra ta. Ajuns să stăpânești cu ajutorul Duhului Sfânt. Știți ce, care e valoarea postului, printre altele? Postul este una dintre cele mai bune metode de smerire. Zicea psalmistul, când ei erau în greutăți, eu mă sm îmi smeream sufletul cu post. Spune Levitic, să vă smeriți sufletele în ziua aceea cu post cea mai bună metodă de smerire e să postești. Și îl întrebi pe câte așa, câte un țăpișor de ăsta, mă, dar tu postești? Hmm. A, până la ce oră postești? Frate, până la un, nu pot mai mult. Bă, dar ești bolnav. A, nu, frate. Păi și ce fă? El se joacă. Noi ne jucăm de apocăința. Dă-te jos de pe cruce. Asta e chemarea diavolului pentru fiecare dintre noi. Trăiește în pofte. Chemarea lui Dumnezeu e grea, e aspră. E un fel de mâncare, după cum spuneam, greu. Un fel de mâncare care nu-i plăcut. nu e ușor de primit, dar este salvare pentru sufletele noastre. Înseamnă răstignirea firii pământești. Înseamnă să vii la Hristos, să nu mai trăiești în aprinderea poftei. Vă aminteam azi dimineață despre Hilsong, de ce sunt împotriva la, împotriva la muzica aceasta? Și știu că am, am, am probleme și nu-i nu, nu problema asta. De ce sunt împotriva la laudă și închinare? Că e o muzică axată pe pofte. E o muzică axată pe pofte. Se deschide o biserică, se bagă o trupă de laudă și închinare, o reflectoare. În prima duminică toate baticile au dispărut. Frizuri cum vor fiecare, tot ce vrei pentru că este o muzică. Cu ani în urmă strigam, cu ani în urmă strigam la tineri. Vedeți că în spatele muzicii de laudă și închinare intră duhuri de curvie, intră duhuri de homosexualitate. Și bineînțeles că mi-a luat-o la picioare și pe spate și așa mai departe. Vorbești prostii, frate, baliverne! Și azi avem în bisericile noastre niveluri de curvie și de... Am ajuns să avem probleme de homosexualitate. Asta e adevărul. Că vrem să recunoaștem sau nu. Asta e adevărul. De unde vine? Din pofte. Dintr-o trăire după pofte. După cum vrem noi. Păi cum să nu vină Duhul de homosexualitate când în Hillsong, ani de zile, cu dirijorul corului, trăia cu un alt bărbat? Ani de zile. Au scris muzică, au cântat muzică. Când a aflat păstorul, i-a zis, nicio problemă, cântă mai departe. Când a aflat păstorul mare din Australia, a ieșit scandal, a ieșit la televiziune și atunci a zis, ok, nu mai poți să slujești ca și front, ca și lead, da, lider, ca și solist, poți însă să, 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 faci training mai departe la voci. Cântările lor, cum spuneam azi dimineață, se cântă în bisericile noastre, tineri, liderilor care, care cântați muzică, care aduceți o cântare, să o cântați la corp. Sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu să știți de unde luați muzica aceea. Ce muzică cântați! Ce cântări puneți în biserică! Pentru că sunt unele pornite din duhurile diavolului. Dar cu versuri creștine, Hristos, te iubesc, mă uite, sunt aici, mă închin, mă închin. Păi ce eu dacă spun că-s dacie, 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 sunt și dacie? Pe pot să strig, mă închin, mă închin până vreau și să nu fie o închinare, o închinare după voia Domnului. E o trăire după pofte. Hillsong, Bethel Church din America. Am văzut printre învățăturile. Fraților, eu așa un derapaj la învățăturile teologice, nici nu am timp să spun despre asta acum, dar e un derapaj imens. Pe, se duc și se culcă pe mormintele pe mormintele unor foști oameni al lui Dumnezeu David Wickeston și alții și zic, să întind pe mormintele acelea ca să primim Duhul și puterea celui care a murit. Și apoi scriu cântări și -au, -au, fost traduse, se cântă în bisericile noastre cântările lor. A avut un botez, un, unul dintre cei care intervieva pe cei pentru botez în plină adunare. A venit în față o femeie care vrea să boteze, el în pantalon scurț, nu știu era lider, și o fi fost păstor, diacon, în fine, în pantalon scurț. De ce vrei să te botezi? Zice ea, Uh, vreau să mă botez că am simțit că Domnul mă cheamă să salvez animalele de pe planetă și eu trebuie să ridic o armată, astea nu-s prostii, vă dau o link -o dacă vreți, să ridic o armată de îngeri ca să luptăm pentru protejarea animalelor și simt că nu pot să fac asta fără Dumnezeu. Știți ce a spus omul ăsta care trebuia să o, să o dea afară? A zis bravo și au aplaudat toți. Da! și ne mirăm că intră în bisericile noastre? Nu putem asculta ce vrem noi. Dacă am fost răstignit împreună cu Hristos, nu contează ce îmi place mie, contează ce îi place lui, lui Hristos. Nu contează, frate, dar mie nu place muzica asta, măi, dar nu, nu trebuie să-ți placă ție, trebuie să-i placă lui Hristos. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Cum poate fi o cântare duhovnicească scris scrisă de niște prea curvari și homosexuali. Cum poate? Și apoi o luăm și cântăm 10.000 de motive, mai spuneam eu asta, exemplul ăsta, cântare inspirată din sal, de altfel. Iertați-mă, nu pot să o cânt. Când l-am văzut pe cei care au cântat-o, unul avea un cercel aici, un cercel dincoace, nu-i ajuns. Și-o pus și în nasul unul. La buric nu m-am uitat. Cum se poate asta? Dar cântăm! O, oh, Hristos e aici, 10.000 de motive să-L aud. Frații mei, e un Hristos fără cruce. E un Hristos fără cruce. Când te duci și te uiți și privești, întreabă-te, Doamne, ți îți place? Când e o cântare și o aduci la cor să o învățați, întreabă-te, nu dacă le place coriștilor, Doamne, ți îți place cântarea asta? Studiază de unde vine, cine a scris-o, cine a cântat-o, închei sunt multe alte versete, vă mai spun doar din 1 Petru 1 cu 14 ca niște copii ascultători, nu vă lăsați trăiți în poftele pe care le aveați altădată când erați morți, în, în, când erați în neștiință 2 Petru 1 cu 4 prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești Auziți, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 2, versetul Hai doi 3, versetul 3. înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori plin de bajocuri care vor trăi după poftele lor și e așa de ușor să urmezi o astfel de biserică, e așa de fain să mergi acolo, imediat simți ceva, imediat te bagă la slujire, E ușor să urmezi un astfel de Hristos. Da, să-L urmezi pe Hristos real trebuie să te răstignești. În această seară vă chem, vă chem la un Hristos cu cruce. Vă chem la Evanghelia despre crucea lui Hristos, care pentru unii e o nebunie, lasă-ne frate cu poveștile tale. Da, poate că așa va fi pentru unii. Dar pentru cei care cred, îi puterea lui Dumnezeu. Vestirea crucii lui Hristos, pentru cei care vin la Hristos, e puterea lui Dumnezeu care ne scapă, care te smulge din droguri, care te smulge din, din masturbare, te smulge din pornografie, te smulge din lumea aceasta, te smulge din homosexualitate și te faci un tânăr de cinste, un vas de cinste pentru Domnul. Da, Domnul știe să facă asta. 2 Timotei, capitolul 2, totuși temelia tare, 19, a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, închinători fără sfințire, închinare fără sfințire, închinători fără cruce. Care e voia lui Dumnezeu? Fugi de poftele tinereții, 2 Timotei 2 cu 20 și 2, și caută, fugi de poftele tinereții și caută. Ai vrea în această seară să vii la Hristos? Ai vrea în această seară să faci o cercetare a vieții tale? Atâte alte lucruri care pot să fie spuse, nu mai, nu mai insist, ați înțeles ideea. Hristosul cu cruce este un Hristos care ne cheamă la răstignire. Iertați-mă! Poate a fost un cuvânt mai, mai aspru. N-am vrut să rănesc pe nimeni. Dar ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Poate astăzi vă supărați pe mine. Poate nu mai chemați nicio problemă. N-am nicio problemă cu asta. Dar dacă urmezi sfaturile Bibliei, vei ajunge salvat într-o zi. Vei mulțumi numie. Vă mulțumi lui Dumnezeu care ne-a scăpat pe toți. Care ne-a smuls din păcat și eu am fost prins, și frații noștri, toți am fost prinși, dar într-o zi mâna lui Dumnezeu s-a plecat și ne-a smuls din mocirile și ne-a dus la el, ne-a dus pe stâncă, mă rog ca Dumnezeu să facă asta în viețile noastre și dacă ești în seara aceasta aici, vină la Iisus, frații, vor face chemarea mai departe, ne rugăm pentru tine. Rămânem în continuare, e abia 7 25, rămânem în continuare la mărturisire dacă trebuie, până la miezul nopții. Și mai târziu, vină și descarcă spovara. povara, ia hotărâre nouă, vreau să mă răstignesc. Vreau să-mi răstignesc firea pământească, începe să trăiești cu Hristos și ai să vezi bine cuvântarea lui Dumnezeu. Nimeni, Galaten 6 cu 7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bazrocorit. Ce seamănă omul, aceea va să cera 8. Cine seamănă în firea pământească, filme cine ne seamănă în firea pământească, curvie, toate lucrurile firii pământești, va se cera din firea pământească, putrezirea, că n-are altceva firea pământească. Dar cine seamănă în Duhul în seara aceasta, va se cera din Duhul viața veșnică. Doamne, ajută-ne! Amin!